Astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem cum arată piața în această zi de joi. Iar Bitcoin este la 29.600 de dolari și majoritatea altcoinurilor încă sunt în scădere. Înainte să mergem mai departe, nu uita să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui uh, videoclip și implicit a canalului. Bun, vă spuneam ieri că Bitcoin a ieșit în jos din acest triunghi simetric și targetul ar fi, ar fi undeva la 25 26000 de mii dolari. Dar vă spuneam că s-ar putea să fie și un fake out, da? Să preia lichiditatea, toată lumea este pe short în aceste momente, deci nu m-ar mira și un spike în sus să lichidizeze șorturile da, dar nu prea cred acest lucru, dar putem vedea în aceste momente o retestare a uh, suportului anterior în rezistență, da? adică să mergem până aici și să mergem în jos, deoarece pe ieșire nu am avut volum și de obicei trebuie să avem volum ca să scădem și mai mult. Dar asta este doar pe termen scurt. Așa, astăzi facem o analiză mai amplă pe S&P 500, deoarece acolo se întâmplă niște lucruri foarte interesante și o să asistăm la istorie Deoarece S&P-ul este la aproximativ 1%, 1.20% de bear market, da? Deci a avut un vârf de aproximativ 4.817 în ianuarie anul acesta și de acolo suntem într-o scădere. Și vom vedea cum vor evolua lucrurile într-un bear market, deoarece este aproape de bear market. Bun, dacă mergem pe weekly prima dată, putem vedea că aici este creșul din martie 2020, da? Acolo a fost un flash crash. Acolo a scăzut vreo 37-38% de parcă. Dacă măsurăm din vârf până jos, 35%. Da, acolo a fost un flash crash, a durat o lună, o lună jumate, nu este nimic de îngrijorat. Mai apoi în 2018. La fel, a scăzut de prin octombrie, de prin septembrie-octombrie, a scăzut până în decembrie 2018, doar câteva luni, cu o scădere aproximativă, de la fel 20% și cu exactitate de la 20% s-a dus în sus. Și bineînțeles, Bitcoin este afectat de S&P 500 și de tot ce se întâmplă în lume. Da? Exact aici, în uh, decembrie 2018, Bitcoin a ajuns la 3100 de dolari sau 3200, da? acolo a fost bottom-ul din acel bear market. Aici Bitcoin a scăzut de pe la vreo 9000 de dolari până la 4000 de dolari într-o singură zi. Da? Deci toate scăderile pe S&P se simt și pe Bitcoin. Da? Și haideți să analizăm, cred că este foarte relevant să analizăm cu perioada din 2008-2009, da? acea criză globală și putem vedea că S&P-ul a scăzut de la vârful de 1578 pe care îl avea în octombrie 2007, a scăzut aproximativ 57% în 520 de zile. Da? Deci atât a durat acel bear market pe burse. 520 de zile cu o scădere de 57%. Și putem vedea... Uh, uh, că este în scădere și pe orice timeframe, da? Și putem vedea că, țineți minte acest lucru, IMR-ul se va schimba din verde în roșu în zilele următoare sau poate în săptămânile următoare, da? Cu cât stă sub E ribbon, cu atât este din ce în ce mai grav pentru SP 500. Și dacă s-ar repeta istoria, nu analizăm în funcție de 2020, analizăm în funcție de 2007-2008, da? Deoarece cred eu că deja a venit recesiunea și Cred că în următoarea perioadă se va spune și public că lumea a intrat într-o recesiune. Da? Cred acest lucru, dar nu este nimic de panică. Bineînțeles, trebuie să acumulăm și să avem foarte multă răbdare și să știm unde ne aflăm. Da? Nu vreau să aduc panică, doar acestea sunt gândurile mele și aceasta este analiza mea asupra a ce se întâmplă în lume. Da? Bun, și atunci dacă măsurăm din vârf, să punem aproximativ 500 de zile. Da? 500 de zile, să zicem, da? Deci bottom pe S&P 500 ar fi undeva în mai 2023, undeva în primăvara, vara anului viitor. Acolo să fie bottom dacă s-ar respecta, dacă ar evolua exact ca și în cealaltă criză financiară. Și asta ar însemna cam acolo să avem și noi bottom pentru Bitcoin. Și nu uitați că se aseamănă foarte bine în martie 2020 cu câteva luni înainte de halving Bitcoin atinsese 4000 de dolari și după aia a început halvingul și a urcat. Da? În 2024 o să avem următorul halving și pare că se pliază foarte bine toate lucrurile. Da? Deci mare atenție doar ce S&P-ul este foarte aproape de a intra în bear market și în următoarele luni să intrăm oficial în recesiune. Mergem și pe Nasdaq, la fel. Pe Nasdaq aici sunt lucrurile puțin mai clare. Da? Nasdaq Composite este un indice bursier care include aproape toate acțiunile listate la bursa Nasdaq. Împreună cu Dow Jones Industrial Average și S&P 500 este unul dintre cei trei cei mai mari indici bursieri din America, din Statele Unite ale Americii. Și putem vedea aici foarte clar, da? Deci cât de bine a ținut pe weekly uh, acest suport, da? IMEI uh, 200, această linie uh, galbenă, da? Putem vedea că tot timpul s-a corectat chiar până acolo, da? Aici, în martie 2020, cu exactitate până pe IMEI 200. Aici, în 2018, nici măcar nu a ajuns, dar în aceste momente, putem vedea că și IMA ul pe weekly s-a schimbat din verde în roșu. Pentru prima dată din 2018. 8 încoace, de la acea uh, criză financiară, da? Deci putem vedea că imr ul a fost uh, din 2009 tot pe verde, dar tot pe verde. Am avut niște uh, scădere uh, prin martie, prin 2018, dar s-au cumpărat repede și ne-am dus în market. Dar în aceste momente, da? Priviți această zonă, da? Se aseamănă se foarte bine cu acea zonă din 2008, da? putem vedea aici 2007 2008, da. Și la fel, dacă măsurăm din vârf până la cel mai scăzut prag, a ținut aproximativ 500 de zile, da? Deci s-ar putea repeta istoria și pe Nasdaq. La fel. 500 de zile din vârf de la all time high ar veni undeva prin vara anului viitor, da? Deci, aprilie-mai anul viitor, acolo ar putea să fie pe mult pe burse, dacă s-ar întâmpla uh, cu exactitate ca în criza financiară din 2007-2008. Toată lumea spune că va fi mai rău, că este mai rău, că nu știu ce, dar asta, bineînțeles, nu o să știm niciodată dinainte. O să vedem cum vor evolua lucrurile, dar bineînțeles, în acest moment avem și războiul, da? Și inflația e foarte, foarte mare. Și un lucru foarte interesant da, S&P-ul este aproape de bear market, dar aici putem vedea exact aceste lucruri ce vă spuneam în 2020 S&P-ul a scăzut 35%, 2007-2009 57% după aia cât a durat bear în 2020 a durat 23 de zile, în 2007-2009 a durat 354 de zile ei au măsurat de când s-a dus sub 20%, da, eu am măsurat din vârf bun și, dar acest lucru este foarte interesant Scrie că Rezerva Federală continuă să promită creșteri agresive ale ratelor, chiar dacă piața a scăzut cu aproape 20%. Președintele Fed, Jerome Paul, a declarat că Banca Centrală este hotărâtă să controleze inflația fulgerătoare, indiferent de reacțiile pieții la creșterea ratelor dobânzilor. În ultimele bear market-uri, Fed a majorat ratele dobânzilor doar o dată, în martie 1974, și nu s-a terminat bine. S&P 500 a scăzut cu 22% față de vârful din momentul creșterii ratei și nu a găsit un bottom până la 6 luni mai târziu, când a pierdut 48% din valoare, da? Deci putem face o medie... Și să spunem că S&P-ul, hai să facem o medie încă între 30 și 50, o medie de aproximativ 40%, da? Nici să fim cei mai beri, nici să fim cei mai buliști, da? Atunci cu o medie de minus 40% ar trimite S&P-ul la 2880, da? Deci mare atenție la acest lucru, deoarece o să influențeze major piața crypto și implicit Bitcoin, da? în următoarele luni, dacă aceste lucruri se vor adeveri și dacă uh, lucrurile își vor continua cursul normal. Mergem și pe dominanță, deoarece și aici se întâmplă niște lucruri foarte interesante și uh, vă recomand să urmăriți acel videoclip pe care am postat acum câteva zile, când spuneam că dominanța a mers peste IMEI 200. Uh, peste 1.200 200 și practic dominanța uh, face un lucru ce nu l-am mai făcut din iulie 2018 și anume merge din tot, din sus în mai sus. Adică banii se îndreaptă din altcoin-uri uh, în stablecoin-uri sau în Bitcoin și atunci dominanța crește și altcoin-urile o să scadă cu cât această dominanță continuă să meargă în sus. Da? Mare atenție la acest lucru deoarece dominanța ai și din această consolidare de care vă spuneam pe 4 ore și pare pare că se îndreaptă spre această zonă de interes maxim 4750 și aici este cheia cel puțin pe termen scurt dacă Bitcoin o să scadă de aici mai mult, văd uh, dominanța cel puțin în această zonă. Și dacă vă gândiți dacă mai pot scade altcoinurile, da, o să mai poată să scadă dacă dominanța merge și mai sus de aici. Da? Deci mare atenție la acest lucru. Deci dacă acest lucru se vor adevări, înseamnă că și noi vom avea un bear market până prin aprilie mai anul viitor. Bineînțeles, niciodată nu o să știm dinainte, dar rămâne de văzut dacă acest lucru se vor adeveri și sunt și personal foarte curios să vedem cum vor evolua lucr lucrurile. Deoarece noi am avut niște cicluri pe Bitcoin, dar Bitcoin niciodată nu a prins un război, nu a prins inflația atât de mare și bineînțeles nu a prins o criză financiară ca uh, cea din 2008-2009. Da? Deci trebuie să fim atenți la aceste lucruri și să nu ne panicăm și să avem răbdare și să cumpărăm. Cred, cred eu că acest bear market va fi foarte benefic și toată lumea a așteptat acest bear market și trebuie să acumulăm în acest bear market cât de mult putem. Iar mai apoi cred că următorul bull market va fi unul, unul chiar foarte fain. La câtă adopție și un bull market foarte mare, la câtă adopție avem pe piață. Și mergem și pe DXY și cel puțin pe termen scurt, vă spuneam că dxy este în scădere, este la 100, sub 103%. Pe termen scurt este ok, da?

repet acest lucru, dacă pe Bitcoin și pe bursă avem 7 săptămâni sau opt, suntem în a 8 săptămână consecutivă pe roșu, DXY a avut 6 săptămâni pe verde, da? Și putem vedea că DXY încet, încet începe să scade. Iar dacă DXY va scădea cel puțin pe termen scurt, poate vom avea, un rally uh, relief, da? Bineînțeles, nu vă gândiți că în bear market doar scade. mai avem și urcări de 30-40% și acest lucru s-ar putea repeta dacă DXY va continua să scadă în zilele următoare și dacă va închide pe weekly peste o zi și 10 ore dacă va închide sub 103 sau să facă și un bearish engulfing adică să închide sub această lumânare sub 103,6 ar fi un lucru pozitiv și măcar pe termen scurs să urcăm și noi puțin da. deci ăsta este un lucru pozitiv ce se întâmplă pe DXY că scade dolarul Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!